Bună dimineața, vă salută Tatiana. Cum eu interacționez foarte mult cu grupul de Facebook pe care îl am, la cererea câtorva doamne care fac parte din acest grup, voi realiza astăzi dimineața acest pătrățel al bunicii, care poate fi realizat în fire de diferite dimensiuni și, în general, este foarte utilizat pentru realizarea de pleduri sau de mici șervețele pentru bucătărie. Eu am folosit firul acrilic, este un fir mai gros și croșetul cu numărul 3 și jumătate. Nu se vede bine aici pentru că este foarte foarte uzat. Voi face un ochi de lanț de început, știți că întotdeauna eu îl fac în acest mod, după care voi continua lucrând 6 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5. Și cel de-al șaselea voi închide totul în primul ochi de lanț cu fir alunecat, după care, ținând și acest capăt de fir de desubt, voi face un număr de 12 piciorușe scurte, îmbrăcând astfel acest cerc format. Avem 2, 3, 4, 5, 6. Rog să-mi scuzați vocea, sunt mereu răcită cu schimbările acestea de timp. 7, 8, 9, 10, 11, 12, iar acum voi închide cu fir alunecat în corespondența primului picioruș scurt realizat. Mă voi ridica în sus cu 1, doar 2 ochiuri de lanț, firul pe croșet și în corespondența aceluiași picioruș voi face un picioruș dublu, ținând cont și de primul aici, avem deja 2, firul pe croșet voi intra în corespondența aceluiași picioruș, voi face cel de-al treilea picioruș dublu, le voi închide împreună, acum voi face 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț, firul pe croșet, și voi intra în corespondența celui de-al doilea picioruș scurt și voi lucra în același mod. 3 piciorușe duble, nu le voi închide, deci 1, 2, le țin pe croșet, cel de-al treilea, iar acum voi închide totul împreună. După ce am închis totul împreună, voi repeta din nou cele 5 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, firul pe croșet, voi intra în următorul picioruș și voi lucra în același mod. 3 piciorușe duble, neterminate, pe care le voi închide apoi împreună, 5 ochiuri de lanț, vom trece în următorul picioruș, deci va fi nevoie să lucrăm 12 astfel de rapoarte formate din 3 piciorușe duble închise împreună, separate de 5 ochiuri de lanț, iar noi ne întâlnim la sfârșitul rândului. Am lucrat ultimele 3 piciorușe duble, acum voi închide totul fir alunecat,
voi închide grupul, voi face un, două ochiuri de lanț, firul pe croșet, voi intra în corespondența ochiului de lanț unde am închis primul grup de trei piciorușe duble și voi face un picioruș dublu, voi închide totul. Acum voi continua 1, 2 ochiuri de lanț, firul din nou pe croșet, voi intra în corespondența acestui arc format și voi lucra cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea picioruș dublu, le voi închide împreună, voi lucra 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, voi intra în corespondența următorului arc format din ochiurile de lanț. Voi face un picioruș scurt, 1, 2, 3 ochiuri de lanț. Voi intra în corespondența următorului arc și voi forma din nou un picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3. Iar acum voi intra aici și voi lucra primul picioruș dublu pe care nu îl voi închide. Cel de-al doilea picioruș dublu îl țin pe croșet. Cel de-al treilea picioruș dublu acum le voi închide împreună. Exact cum am făcut în rândul anterior, voi face 5 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, firul pe croșet și în corespondența acelui aș arc voi lucra alte 3 piciorușe duble pe care le voi închide împreună. În felul acesta vom forma colțul pătrățelului. Deci cel de-al treilea voi închide totul, iar acum voi lucra din nou 1, 2, 3 ochiuri de lanț, picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, piciorușul scurt, următorul grup, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, firul pe croșet și vom intra din nou să formăm un alt colț. Deci, 3 piciorușe duble, 1, 2, 3, le închidem împreună, 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, firul pe croșet, alte 3 piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu, 2, cel de-al treilea, le închid împreună și voi continua. 3 ochiuri de lanț, picioruș scurt, în felul acesta, deci în două arcuri vom face piciorușe scurte, apoi în cel de-al treilea vor veni grupul lucrat în colț, 3 piciorușe duble închise împreună, 5 ochiuri de lanț, 3 piciorușe duble. Deci noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Am lucrat ultimul picioruș scurt, voi face 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, firul pe croșet. Voi intra în corespondența primului spațiu de unde am început acest al doilea rând de piciorușe duble și voi lucra din nou 1, 2, cel de-al treilea picioruș dublu, le voi închide împreună. Voi face 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț și le voi închide în corespondența ochiului de lanț unde am închis primele 3 piciorușe duble. Voi închide totul cu fir alunecat. În acest moment voi lucra 1, 2 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Firul pe croșet, voi intra în primul spațiu format din cele 3 ochiuri de lanț și voi face un picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, firul pe croșet și mi
Se încălcește firul aici. În corespondența piciorușului scurt voi face din nou un picioruș dublu. Firul pe croșet. În corespondența celor trei ochiuri de lanț voi face două piciorușe duble. Picioruș dublu în corespondența piciorușului scurt din rândul anterior. Din nou, două piciorușe duble în corespondența celor trei ochiuri de lanț și am ajuns acum în colțul lucrării unde avem cele cinci ochiuri de lanț. Voi lua firul pe croșet în corespondența ochiului unde am închis cele trei piciorușe duble, voi face un picioruș dublu. După care voi intra în spațiul format din cele 5 ochiuri de lanț și voi lucra 1, 2, 2 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț și voi continua cu alte 2 piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu. În felul acesta vom forma din nou colțul. După care vom continua cu picioruș dublu în corespondența ochiului unde am închis cele trei piciorușe din rândul anterior. Vedeți cum se formează colțul? Și voi continua ca și până acum. Două piciorușe duble în corespondența celor trei ochiuri de lanț. Felul acesta. Picioruș dublu în corespondența piciorușului scurt. Vreau să ajung din nou la colț, să vă explic încă o dată. Două piciorușe duble în corespondența celor trei ochiuri de lanț. Picioruș dublu în corespondența piciorușului scurt. Două piciorușe duble în corespondența celor trei ochiuri de lanț. Picioruș dublu în corespondența piciorușului unde am închis cele trei piciorușe duble din rândul anterior. Voi intra în spațiul format din cele 5 ochiuri de lanț și voi lucra 2 piciorușe duble. 2 ochiuri de lanț urmat de alte 2 piciorușe duble. 1 2 piciorul dublu în ochiul unde am închis cele trei piciorușe duble din rândul anterior și vom continua ca și până acum. Deja vedeți că cele două colțuri s-au format, vom continua și, bineînțeles, la urmă vom obține acest rezultat. Noi ne întâlnim la sfârșitul lucrării. Am ajuns în corespondența ultimului colț. Voi face cele două piciorușe duble, exact ca și până acum, două ochiuri de lanț, urmat de alte două piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu și voi închide totul cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi din primul picioruș. În felul acesta, acum eu voi scurta firul. Vom ascunde capătul de fir, așa cum v-am arătat de multe ori, în modul în care să nu se observe locul unde am închis, să nu rămână acest colț urât. Deci voi întoarce lucrul, voi sări 1, 2 ochiuri, voi prinde firul, îl voi extrage de desubt, vedeți că nu se vede unde am închis, îl voi ascunde. Îi voi da siguranță. În felul acesta, dumneavoastră, dacă nu reușiți cu
Croșetul puteți să-l ascundeți cu acul și în felul acesta realizăm unul dintre pătratele bunicii cel mai ușor și cel mai simplu. Cu acesta, așa cum spuneam, puteți lucra acele șervețele folosite în bucătărie, puteți lucra coverturi, puteți, unindu-le câte patru, chiar se pot lucra mileuri, eventual pentru același pentru bucătărie. Și în felul acesta am dat curs dorinței doamnei care doamnelor, de fapt, care doreau un asemenea model. După cum vedeți, totul este simplu, ușor. Eu am lucrat cu un fir mai gros, un pic mai larg, în modul în care dumneavoastră să puteți vedea. Vă salută Tatiana, vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc pentru comentarii, pentru like-uri, vă doresc o zi de luni minunată, o săptămână binecuvântată, plină de realizări, de bucurii, multă sănătate, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și vă aștept din nou alături de mine cu noi tutoriale. Vă salută Tatiana, la revedere!